Nu știi nimic cum ai ajuns aici? Nu. Dacă cineva îl cunoaște, să mă contacteze neapărat pe adresa mea de mail. Nu știi nimic de tine, nu? Ești de mult timp aici? Nu știi absolut nimic de el. Pare un om destul de serios, pentru că uite, are carduri, are de toate. Uitați-vă și voi cum este. Uitați ce om serios aici. Cum ai ajuns în halul ăsta? Nu știi nimic. De unde? Din județul Arad. Ok. După cum ați văzut, l-am găsit pe o bancă în spatele firmei unde lucrez. După ce mi-am luat prima cursă de dimineață, între timp ce treceam pe acolo unde era el, nu știu ce mi-a venit, parcă cineva mi-a spus să mă opresc să-l întreb de unde este. M-am uitat la el, nu știu, era agitat și parcă se văita de picioare, îl dureau picioarele foarte rău. Dar bănuiesc că vă dați și voi seama, ați văzut în ce hal arătau picioarele lui, el era desculț. Aici sunt și 40 de grade și nu cred că vă puteți imagina cât de cald este asfaltul. Și să mergi desculț pe asfalt, avea răni în tălpi, groaznic, groaznic. După cum v-am spus, parcă cineva mi-a spus să mă opresc și să-l întreb de unde este. M-am dus la el, l-am întrebat de unde este și mi-a răspuns în spaniolă că nu vorbește engleză. Din fericire, eu știu și spaniolă, l-am întrebat în spaniolă de unde este și ce s-a întâmplat cu el. Și mi-a spus că este din România și atunci, nu știu, parcă m-a cutremurat așa ceva și mi-am dat seama că nu a fost întâmplător să-mi iese în cale și nu este nicio coincidență. Așa a fost să fie, să-mi iese mie în cale omul ăsta. L-am întrebat ce s-a întâmplat cu el, de ce a ajuns în situația asta, de unde este, dacă este ok, dacă pot să-l ajut cu ceva. El la toate întrebările mele răspundea cu nu știu. Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă și că are nevoie de ajutor. Orice îl întrebam, v-am spus, îmi spunea că nu știe, era foarte agitat, se văita că-l dor picioarele și spunea că vrea în România. Din nefericire, în orele acelea nu puteam să fac nimic pentru el. Tati! Da, tati. Și ridic ăsta. Tati! Așa, din nefericire nu puteam să fac nimic pentru el. I-am spus să mă aștepte acolo încă jumătate de oră, pentru că eu sunt la muncă și atât îmi ia să fac o cursă. M-am uitat la picioarele lui, picioarele lui erau groaznice. Uite, mamă, bine că ai venit și tu să-ți explic acum și ție în mare cum e cu omul ăsta. Așa. În prima cursă când m-am dus, i-am zis dacă vrea să-i dau ciorapii mei. Avea picioarele varză. Eu am Adidas și sunt ok, deci nu era o problemă să-i fi dat ciorapii. A spus că nu vrea. I-am zis să mă aștepte acolo jumătate de oră și după aceea o să mă întorc la el să văd dacă pot să-l ajut cu ceva. M-am dus, mi-am făcut cursa, când m-am întors înapoi l-am găsit din nou acolo. Stătea pe bancă, la fel se văita de picioare, îl dureau picioarele foarte, foarte rău, foarte tare. Și na, nu reacționa la nimic, nu vorbea nimic, încercam să-i spun că pot să-l ajut, doar să-mi dea niște detalii despre el. La fel, era probabil fumase și nu reacționa la nimic. Și într-un final m-am dus la Marcusei, nu la poliție, la Marcusei. Marcusei sunt tot un fel de polițiști, doar că au autoritate peste tot și se ocupă de orice. Le-am spus că este un băiat român. Un român în spate, stă pe bancă, nu are încălțăminte, este rănit la picioare. Cred că are nevoie de ajutor, eu nu pot să-l ajut cu nimic pentru că sunt la muncă și sunt în timpul programului. Și m-au întrebat unde, mi-au zis dacă este departe de aici, am spus că nu, este la 2 minute în spate. Au venit cu mine, au încercat și ei să vorbească cu el. Am vorbit cu el, eu le traduceam pentru că el nu știa deloc engleză. La fel, nu avea nicio reacție, nici la poliție, nici la nimeni, aceleași răspunsuri le avea, nu știa ce s-a întâmplat cu el, nu știa cum a ajuns acolo. Și într-un final mi-a spus că nu poate să-l lese așa, că trebuie să facă ceva cu el. Și are de ales, ori să se ducă la ambasadă, ori să-l ajute să-l ducă la un centru pentru oameni cu asemenea probleme. De exemplu, aici în Olanda vin o grămadă de turiști,
fumează iarbă, cum, după cum știți, iarba este legală în Olanda și mulți își ia tot felul de filme, mulți își ard creierul, se prăjesc rău de tot și nu mai știu de ei. Și sunt centrele astea unde se duc oamenii, sunt îngrijiți până când își revin, până când își aduc aminte ce se întâmplă cu ei și de acolo, no, cu acordul lui, poliția poate să-l trimită în România sau poate să-l trimită din nou la adresa unde a stat aici în Olanda. Pentru că eu l-am căutat pe Facebook, l-am găsit, mi-a dat o grămadă de lume profilul lui și am văzut că lucra pe undeva prin Olanda. Și la început nu a vrut sub nicio formă, el tot zicea că vrea la ambasadă. Am sunat la ambasadă, adică nu eu am sunat, a sunat un polițist la ambasadă, i-a dat să vorbească cu o femeie din aia, nu vorbea cu ea absolut nimic, zicea doar că vrea să ajungă acolo, că el are card și că poate să plătească cu cardul un taxi să ajungă acolo. Și aia zicea că ce să facă acolo, degeaba vine, dacă are card să-și cumpere bilet să se ducă în România. Dar ea nu știa cum arăta el, de fapt că avea picioarele varză, că n-avea haine și chestii din astea. Și bineînțeles că cei de la ambasadă n-au dat 2 lei pe ce spunea el, n-au dat 2 lei pe ce spuneam eu. La un moment dat am vorbit și eu cu tipa aia, cu femeia aia, o cu scârba aia, pentru că altfel nu am cum să-i spun. Și am spus, doamnă, este fără încălțăminte, nu știe nimic de el, nu are, nu-și amintește absolut nimic, ca probabil nici nu-i din orașul ăsta, cineva i-a luat telefonul, i-a luat tot, când spusese că nu are, că nu mai are telefonul, că i-a luat cineva, că i-a luat cineva și telefonul și Adidas și așa spunea că nu e treaba, nu e problema lor atâta timp cât are un buletin și card. Și dacă el spune că are bani pe card, să-și cumpere o pereche de Adidas, bilet și să se ducă în România. No, n-am rezolvat nimic la ambasadă, le-am spus și polițiștilor care erau de față ce s-a întâmplat, că ăia de la ambasadă nu-l ajută și nu fac nimica. Și ăia erau uimiți, au spus că e imposibil așa ceva. Și au zis că trebuie să accepte acordul lor să se ducă cu ei la centrul acela. Și într-un final a spus că accepte, i-am spus că nu are încotro decât să îl lase acolo în stradă, dar cineva va face reclamație și până la urmă tot la poliție va ajunge. La ambasadă nu are cum să ajungă pentru că aia e tocmai la Haga, este foarte departe de unde este el și trebuie să accepte să se ducă cu poliția în centrul acela. Până la urmă a zis că acceptă, a spus că este ok, că se duce cu poliția. Le-am dat numărul meu de telefon și mi-au spus că să mă contacteze când își revine sau dacă nu își revine, să încerc să-l ajut eu, poate cunosc pe cineva din oraș sau să iau legătura cu cineva din România. Așa că fac videoclipul ăsta, dacă știți ceva de omul ăsta sau dacă știți ceva de neamurile lui, nu știu, să mă contactați pe adresa mea de mail sau să lăsați aici un comentariu să vedem cum facem să luăm legătura. Omul este din Arad. No, pare un om destul de serios, nu pare un om să aibă, nu știu, un trecut din ăsta nașpa. Distribuiți videoclipul ăsta la persoane din Arad, dacă aveți cunoștințe prin Arad, arătați videoclipul ăsta la persoane de pe acolo, pentru că nu are rost să distribuiți în toată țara, să știe toată lumea și probabil se vor autosesiza doar persoanele care îl cunosc din Arad. Cam atât am putut eu să fac pentru el. Bineînțeles, i-am spus că dacă vrea pot să-i cumpăr bilet la avion sau pot să găsesc o firmă din asta de transport să-l trimit acasă cu firma. I-am spus că îi dau o pereche de Adidas dacă vrea. Nu a refuzat orice și tot timpul spunea că poate să-și ia un taxi și vrea să se ducă la ambasadă sau vrea azil politic sau ceva genul. Și nu am putut să-l ajut mai mult de atât. Asta a fost tot ce am putut să fac pentru el. În continuare, nu știu, rămâne să vedem ce facem împreună. Poate găsim familia și cumva să-l ajutăm. Și eu aștept acum telefon de la poliție să-mi zică ceva despre el, despre situația lui. Dar mi-au spus că de obicei chestia asta durează cel puțin 3-4 zile până când un om își revine complet dacă a fumat sau dacă a consumat altfel de chestii. În fine, rămâne să ne auzim într-un alt episod. Lăsați un comentariu dacă îl cunoașteți, dacă știți pe cineva, dacă putem să luăm legătura cu cineva și rămâne să ne auzim cu detalii în alt episod. Zi faină să aveți, bye bye!